Bună ziua, doamna Măruianu! Bună ziua, doamna Livia! Cu ce probleme de sănătate ați venit la noi? Deci am venit în urmă cu 10 zile cu o hernie de disc L4-L5 descoperită la un RMN și cu indicație chirurgicală. Când ați făcut RMN-ul? Păi să zic așa, ca un an și. Un an și? Un an și jumătate, așa. Am da. Înțeles. Eu m-am gândit că nu e cazul să fac operație și, într-adevăr, am urmat un tratament cu niște antiinflamatoare cu o perioadă de timp. Dar, acum o lună de zile, a început din nou să mă doară. Mm-hmm. Ce mă durea? Piciorul stâng, partea laterală a piciorului stâng, externă, și cu amorțiile în primele degete de la... Tot de la piciorul stâng, da. Și revenind durerile și asta, m-am descoperit pe Facebook. M-am descoperit pe Facebook și am spus de ce să nu încerc. Am înțeles. Am venit. Mai durea și altceva sau nu mai durea nimic? Mai aveam o problemă cu umărul drept, când stăteam, de exemplu, foarte mult la masă, la călcat, la gătit, la o arsură în umărul stâng. Și... acum 10 zile am venit la dumneavoastră, domnul doctor Pascu m-a consultat și mi-a indicat niște ședințe de terapie, printre care au fost decompresie, reflexoterapie, electroterapie, așa, și masaj cu kineto, vacuum, am făcut și vacuum, da. Okay. Și cu domnul doctor. Așa. Da. Bun. Câte ședințe de tratament ați făcut până în prezent? Până acum am făcut 9 ședințe. Și cum vă simțiți? Și mă simt foarte bine. Eu aveam probleme când mă ridicam de pe un fotoliu mai moale și mă durea foarte tare mijlocul și mi se lăsa durerea pe picior. Piciorul stâng. Da. De când fac aceste ședințe, vreau să spun că mă simt foarte, foarte bine. Nu sunt dependentă nici de antiinflamatoare, nici de antialgice, absolut nimic. Grozav, da. Ne bucurăm mult. Umărul cum mai e? Umărul nici nu mai simt, cred că nu mai e la lucru, bănuiesc. Și pe această cale eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și personalului acestui centru, că sunteți niște oameni extraordinari, profesioniști sunteți, vă purtați cu noi foarte frumos. Ne bucurăm și... mult pentru rezultatele dumneavoastră. Mulțumesc și eu, mulțumesc mult. Ce veți face în continuare? Păi în continuare mai am mâine o ședință. Așa. După care o să iau o pauză de o săptămână. Așa, plecăm în concediu. Plecăm și noi, da? Și foarte revenim pentru întreținere. Pentru întreținere. Să vedem ce spune domnul doctor, cum rămâne cu... Ok. Da. Eu recomand cu toată încrederea acest centru, că într-adevăr... să fac minuni, ce să mai discut. Ei! După 9 ședințe... Vă simțiți bine. Eu ne mă simt bucurăm, foarte, foarte bine. Ne bucurăm mulțumesc pentru rezultate și mulțumim mult că ați împărtășit cu alte persoane. Da, mulțumesc și eu foarte mult. Vă urez succes în continuare. Mulțumim frumos!